cerneală albastră semnez că nu vreau să-ți fiu vreodată nevastă. Nu declar pe acte iubirea noastră. Nu mă visez mireasă, nu-s femeie de casă. Nu te aștept cu ciorbă în farfurie, fiindcă știi, n-am inimă de soție. Nu vreau inel nici cu nonie, fiindcă oaia neagră e o altă mărie. Nu-s una din perfectele, corectele soții. Dacă mi urăști defectele, urăști toți oamenii. Mai întâi de toate, eu mă iubesc pe mine. Doar așa se poate să văd iubirea în tine. Îmi dau cuvântul cât se învârte pământul, cât bate vântul prin Carpați, cât timp e marea de mână cu zarea. Noi vom fi amanți. Îmi dau cuvântul cât se învârte pământul, cât bate vântul printre te, cât timp e luna pe cer doar una și tu ești unul în ochii mei. Dragoste simplă ca o ploaie de vară, cum să nu te îmbete aroma ei. Mai am în minte prima oară când trandafirii uzi ne ascundeau de zei. Eu ți-am arătat o grădină ascunsă când toate florile ajung pe net în iarba mare. Toate florile ajung pe net? Unde ajung florile? Pe net? Pe net? Are un secret. Pe net secret. Una din perfectele, corectele soții. Dacă mi urăști defectele, urăști toți oamenii. Mai întâi de toate, eu mă iubesc pe mine. Doar așa se poate să văd iubirea în tine. Îmi dau cuvântul cât se învârte pământul, cât bate vântul prin Carpați, cât timp e luna pe cer doar una. Noi vom fi amanți. Îmi dau cuvântul cât se învârte pământul, cât bate vântul prin Carpați, cât timp e luna pe cer doar una. Albastră semnez că nu vreau să-ți fiu vreodată nevastă. Declar pe acte iubirea noastră. Nu mă visez mireasă, nu-s femeie de casă. Bon. Dau cuvântul. N-am auzit și rima Carpați cu amanți, n-am auzit-o în viața vieților mele. Dar eu cred că dumneavoastră militați pentru iubirea liberă. Acte interesează, soții, ciorbă, exact. Smântână, nimic nu ne ce trebuie. Deci, iubire liberă, singurul lucru... Care de spirit. Evident, absolut. Nu vă contrazic. Singurul lucru din punct de vedere literar pe care nu l-am înțeles este de ce iubirea liberă se desfășoară numai la noi în Carpați. Adică de ce ea nu se extinde pe tot mapa mondului. Păi se extinde, de fapt. Păi da, a zis numai de Carpați. Adică dar o personalizat. Bate în Carpați, bate atenție, în Carpați. Atenție, Carpați. Munții Alpi. Și bate între ei. Everestul, adică să fie iubire păi liberă peste piese, tot. Păi în alte piese băgăm și celelalte lanțuri. Da, asta vreau să vă rog. Poate zis, din toată sala asta, pe această piesă, privirea mea a prins. Mie mi-a cântat. Ați făcut istorie. Sunteți prima bibliotecară de la X-Factor. N-a venit niciuna înaintea noastră, pentru că de asta ați avut cel mai mare curaj. Ori îmbrățișăm cu toții acest stil, ori nu. Colegi, de voi depinde. Credeți că a fost bine? Nu cred că a fost tocmai bine. Nici eu. Asta e... asta e problema. Răspunsul meu este nu. Pentru seara asta, pare rău. Răspunsul meu este un sincer nu. Cu promisiunea să vin la dumneavoastră odată. Când trec prin Reșița, o să vă bat în ușa bibliotecii. Vă rog, vă aștept. Am sunteți foarte simpatică. Și cu cel mai mare regret o să dau și eu nu. Mulțumesc.
Răspunsul meu pentru tine este da. A, de stimulare am zis, cum se, cum da, se interpretăm? De ce trebuie să mă explic? Nu vă explicați. Pur și simplu am ales, răspunsul meu este da. Stimată domnișoară bibliotecară. Aveți un da și trei de nu, vă mulțumim din suflet. Mulțumim, Ștefan, pentru enigma acestui da. Enigma Otiliei. Și vă dorim drum bun înapoi în Reșița. Sărut mâna! La revedere! La revedere! Nu încurajați literatura.